În cursul zilei de ieri am văzut un comunicat dat de către Veolia, prin care recunoaște că prețul cu care a venit la negociere este de 404 lei pentru cetățean. Era un lucru pe care îl afirmasem de mai mult timp, dar acum avem și confirmarea oficială din partea Veoliei. Așa cum am spus-o și până în momentul de față, este un tarif care nu poate fi suportat de către cetățean, drept pentru care vom continua discuțiile cu Veolia, iar dacă Veolia nu mai vine, așa cum am afirmat, cu coada pe sus și revine cu picioarele pe pământ să discutăm de un tarif corect și normal pentru municipiul Ploiești, aceste negocieri vor continua. Știți foarte bine că și în cursul zilei de ieri am avut o întâlnire cu dâns și pe această temă. Pe de altă parte, consider deja că este necesară înștiințarea populației și voi trimite o scrisoare către cetățeni și totodată în această scrisoare o să invit cetățenii în cursul săptămânii viitoare, miercuri, la Teatrul Toma Caragiu, pentru a avea o dezbatere publică în care să discutăm despre această situație și despre opțiunile pe care noi le avem pentru sistemul centralizat de termie în municipiul Ploiești. După cum ați văzut, în cursul ședinței de ieri, PSD-ALDE a amânat votarea constituirii unei asociații de dezvoltare între municipiul Ploiești și Consiliul Județean. Consecința acestui lucru este faptul că posibilitatea de a avea mai multe opțiuni se restrânge la doar una. Pentru că, de fapt și de drept, asta își dorește majoritatea PSD-ALDE, aceea de a negocia doar cu Veolia, nu de a avea și alte posibilități, așa cum am văzut și în studiul de oportunitate. Rămân deschis dialogului cu Veolia, doar în condițiile în care vin cu propuneri corecte față de ploieșteni și nu cu pretenții care sunt aproape inexplicabile din punct de vedere al tarifului. În ceea ce privește problema salubrității, am anunțat-o, este demarată procedura de notificare a societății Rosal de reziliere a contractului pentru curățenia căilor publice. Documentul este transmis către RASP în vederea semnării documentului respectiv, după care îl voi transmite către operatorul economic care presta salubritatea pe căile publice în municipiul Ploiești. Dar trebuie să specific faptul că dacă pentru curățenia căilor publice avem această procedură în derulare, pentru colectarea deșeurilor din municipiul Ploiești, contract care este semnat sub umbrela Consiliului Județean, aștept să văd măsurile pe care Consiliul Județean și ADI-ul le va lua contra acestui operator, având în vedere situația dezastroasă a salubrității și a colectării deșeurilor menajere din municipiul Ploiești. De asemenea, ADI-ul are obligații cu privire la modificările legislative pe salubritate și nu am văzut nicio activitate din partea ADI-ului în vederea implementării ultimei ordonanțe 74 privind economia circulară. Toate aceste lucruri vor duce, dacă nu vor lua măsuri, vor duce chiar și la costuri suplimentare pentru cetățenii municipiului Ploiești. Am atenționat acest lucru în enumărate cazuri, le-am atras atenția, inclusiv prin Regia Autonomă de Servicii Publice, cu privire la această ordonanță care trebuie pusă în aplicare în regim de urgență. Dar văd că tratează cu superficialitate, așa cum tratează cu superficialitate acest ADI, da? Unde domnul președinte Toader
văd că are o altă opinie legată de modul în care arată curățenia municipiul Ploiești. Avem nevoie de acțiune pentru a termina cu această mizerie. Pe cele două subiecte, vă rog. Care ar fi un tarif corect? Că ați zis că ăsta nu vi se pare corect. Unde le-ați vedea după calculele primăriei? Unde ar trebui să fie? Municipalitatea, atunci când își face calcule, poate să-și facă calcule doar pe ce înseamnă distribuție și furnizare. Nu trebuie să uităm faptul că în tot acest ciclu, numit termie, se află și Consiliul Județean. Iar producția și transportul se află la Consiliul Județean. Orice decizie se pare incorrect. Este un tarif incorrect, pentru că noi vorbim aici de dublarea tarifului, da? De la 100, așa cum am spus, hai să vorbim în cifre mai rotunde, 190 de lei, aproape 220 de lei cu TVA, versus 404 lei, cât solicită Veolia la momentul de față, plus TVA. Nu se, da, plus, cu TVA, da, cu TVA inclus. Nu se poate să cer dublarea tarifului peste noapte. Dar, în aceeași măsură, atunci când vorbim de producție și rețeaua primară, unde avem cele mai mari pierderi, Consiliul Județean este cel care răspunde. Și atunci, da, nu poți solicita dublarea prețului. Care sunt soluțiile în acest moment și care sunt... V-am spus, opțiunile voi discuta la întâlnirea pe care o voi avea de mâine într-o săptămână, la care invit să participe și Veolia, reprezentanții, bineînțeles, ai Veoliei, și reprezentanții Consiliului Județean, și reprezentanții Consiliului Local. Și după acea întâlnire, credeți că aveți suficient să implementați orice proiect care ar putea să salveze creștinii, să nu mai aibă... Da, încă o dată vă spun, luați în considerare poziția Consiliului Județean, care se schimbă de la o zi la alta. Avem adresă din partea Consiliului Județean să înființăm ADI-ul, iar majoritatea, unde domnul Toader este președinte, la 5 minute după aia votează împotrivă. ADI-ul rezolva problema pe termen scurt? Această problemă a rezolvat pe termen scurt? Bun. Înființarea unui ADI? Da. Eu vă întreb ceva. Putea să rezolve această problemă pe orice termen. Eu nu vorbesc de rezolvarea unei situații. Eu nu vorbesc de rezolvarea unei situații pe termen scurt. Eu vorbesc de rezolvarea unei situații pe termen scurt și lung. Dacă Consiliul Județean, ar fi respectat pașii pe care noi am avut în studiul de oportunitate, da, se putea finaliza până în prezent înființarea unei societăți în care ambele autorități publice locale să fie acționari. Posibilitatea pe care o are municipalitatea, în condițiile în care nu se înființează ADI-ul, este să-și înființeze propria societate pentru furnizare, distribuție. Și știți foarte bine. Să suporte cheltuielile pentru ceea ce privește înființarea unei societăți, că știu că pentru furnizare și distribuție, da. Pentru furnizare și distribuție poate să susțină absolut orice. Care sunt cheltuielile? La cât se ridică? Pentru furnizare și distribuție? Da. Mai la nimic. Problema este la producție și distribuție primară. Acolo merge să folosim de Consiliul Județean. Numai de Consiliul Județean. La ultima întâlnire pe care ați avut-o cu noi presa pe data de 5 martie, dumneavoastră spuneați că această înființare a ADI nu presupunea obligatoriu și înființarea acestei societăți comerciale. Nu este o condiție de înființarea ADI-ului pentru a face societatea comercială. Societatea comercială pe întreg sistemul se poate face doar dacă există acest ADI. Da, dar dumneavoastră... ADI-ul este necesar și pentru respectarea legii 51 privind serviciile de utilitate publică. Deci nu mai poți să ai un serviciu de utilitate publică unde sunt implicate două autorități publice locale fără să ai ADI. E în legea 51. Așa este, dar pe dumneavoastră ați menționat atunci că nu, înființarea ADI
nu presupunea obligatoriu și înființarea acestei societăți comerciale. Mai degrabă era benefică în ceea ce privește accesarea de fonduri europene pentru realizarea de investiții la sistemul de termoficare. Așa ați menționat. Continuarea serviciului de termoficare în municipiul Ploiești nu se poate face decât dacă vrem să fim în sistem centralizat cu o furnizare unitară, nu se poate face decât în baza unui ADI. Nu există altă soluție, pentru că implică două autorități publice locale și doar prin acest lucru se poate furniza acest serviciu. Altfel, n-ai cum. Asta spune la legea 51. Acest ADI după, permite fie obținerea de fonduri europene, fie realizarea unei societăți care împreună să furnizeze agent termic către cetățeni. Da? Orice lucru pe care îl faci presupune înființarea ADI-ului dacă dorim să avem un sistem unitar. Dacă nu dorim să avem un sistem unitar și Consiliul Județean își asumă producția și furnizarea până la granița Ploieștiului, după care intră în rolul primăriei municipiului Ploiești să preia acest agent termic de la granița Ploieștiului până în casa cetățeanului, atunci să vină și să o spună clar. Până în momentul de față avem o adresă din partea Consiliului Județean în care vine spune, facem ADI și pentru obținerea de fonduri europene. Asta a spus Consiliul Județean. Numai că ieri, majoritatea din Consiliul Local a spus, ne mai gândim. Bun. Pentru problema salubrității, spuneați că se va transmite o notificare celor de la Rusa, da, pentru rezilierea contractului pentru serviciile publice. De când va intra în vigoare această... Conform contractului, 30 de zile de la momentul rezilierii. Și ce se va întâmpla cu curățenia de peste zile proiectului? Cine va veni în locul acesta? Sunt mai multe variante. Conform legii se poate face inclusiv negocieri. Atât timp cât este un serviciu de utilitate publică. Negociere cu cine? Direct. Ascult asta? Operator de salubritate să faceți demersul? Nu, trebuie să elaborează caietul de sarcini pentru negocierea directă, după care se fac invitații. Nu se discută cu niciun operator. Se fac invitații la câți operatori se cunosc pe piață care au capacitatea de a realiza serviciul în condițiile impuse prin contract. Adică pe baza experienței pe care o au. În contract nu există și clauze în care le acordă un timp în care să își remedieze greșelile, să intervină? Nu, noi discutăm de sesizări făcute către Rosal și amenzi date Rosalului și așa mai departe de cel puțin un an de zile de când avem contract. Da, dar n-a cerut atunci rezilierea, a cerut acum. Dar acum încolo nu există un termen. Eu cred că s-au făcut absolut toate demersurile necesare și haideți să ieșim în oraș să ne uităm. Haideți să întrebăm, să vedem dacă există vreun cetățean în orașul ăsta care este mulțumit de salubritate. Bine, nu mă refer, poate... Din întâmplare să dăm peste directorul RASP-ului Raul Petrescu, care o fi mulțumit în moment ce semnează toate facturile cap-coadă. Dar haideți să întrebăm orice cetățean, dacă este mulțumit, după un an de zile în care nu și-au respectat indicatorii, nu au avut toate utilajele pe care le aveau în caietul de sarcini, nu au făcut curățenie, n-au respectat programul de lucru pentru care ALDE s-a bătut în Consiliul Local ca să majoreze bugetul de la 20 la 25 de milioane. Sunt într-o sfera notificare. Da. Există punctul de vedere al direcției juridice în acest sens. Drept pentru care voi da curs acestei notificări. Care este punctul de vedere al direcției juridice? Că nu și-a îndeplinit clauzele contractuale, drept pentru care se poate rezilia contractul. Revenind la agentul termic, a existat o discuție cu privire la anularea hotărârii privind majorarea tarifului la agentul termic. Există o astfel de inițiată... Haideți să nu discutăm despre bambiliciul administrativ pe care unii și alții vor să-l facă. Azi dăm hotărâre, majorăm
mă refer la majoritatea PSD alte, majorăm tariful la parcare, mâine dăm hotărâre de consiliu local, majorăm tariful la termie, după care ne dăm seama că nu este în regulă și vrem să le dăm jos prețurile respective. Nu există eu până niciun... în momentul de față eu n-am văzut niciun proiect de hotărâre, nici pentru parcări și nici pentru termie. Dar așa nu se face administrație. Municipalitatea poate obține licență pentru a distribui și furniza agentul termic separat de producție? Conform legislației în vigoare, preluarea de la un operator economic a unui serviciu de utilitate publică permite preluarea licenței de furnizare a serviciului respectiv pe o perioadă de 90 de zile, timp în care poate să-și pregătească documentele necesare obținerii licenței pentru a presta serviciul respectiv. Vă întreb lucrul acesta pentru că a mai existat intenția de a obține licență pentru iluminatul public și atunci situația... Nu primăria municipiului Ploiești, nu o societate de termie, ci altcineva care nu îndeplinea condițiile minimale pentru a obține acea licență și au pierdut în instanță cu cei de la... La acea dată s-a spus că nu s-a organizat licitație, de asta SGU a fost sancționat de ANRSC. ANRSC. Întrebări pe alte subiecte? Vreau să mă întreb de apa nouă, că în momentul în care a fost acea criză cu apa potabilă, s-a tot vorbit de SSR. Nu, aici vorbim tot de grupul Veolia, nu vorbim de alt subiect. Bun, de săpat. S-a vorbit de sesizări la ANRSC. Da, la este OPC, făcută solicitare prin Regia Autonomă de Servicii Publice către APA Nova de a nu factura către cetățeni cele 3-4 zile, perioada în care a fost întreruptă apa, sau mă rog, nu putea fi utilizată ca apă potabilă, către cei aproape, considerăm noi, 30.000 de cetățeni care au fost afectați. Dacă doriți... Răspunsuri ați primit? Avem, nu, nu am primit niciun răspuns. Deci nici de la APA Nova, nici de la OPC sau ANRSC. OPC nu are nici. Da, este... Adresa este aici, ce are să... Ok. Revenind la termie, primăria poate să se ocupe de distribuție și Veolia strict de furnizare. Deci, cei de la Consiliul Județean nu vor putea să se ocupe de furnizare, de producerea... În condițiile în care nu se înființează un ADI și nu se prelungește contractul, bineînțeles, și încă o dată vă spun, negocierea nu se face cu pistolul la tun. Da? Și nu se prelungește contractul în niște condiții normale cu cei de la Veolia, nu avem cum să ne ocupăm decât de distribuție și furnizare, nu și de producție și distribuția primară. Bun. Păi ar fi o problemă că distribuția și furnizarea... Consiliul Județean este o autoritate publică care are și atribuții față de cetățenii care plătesc taxe și impozite. Cred că peste jumătate sau aproape jumătate din bugetul pe care îl are Consiliul Județean din impozitul pe venit provine din municipiul Ploiești. Datele sunt oficiale, probabil că le găsiți la Direcția Regională a Finanțelor Publice. Bun, dacă mai sunt alte întrebări punctuale pe alte teme, înțeleg că era cineva care mi-a anunțat înainte. Vă mulțumesc mult și oricum o să avem probabil că în perioada imediat următoare, în ce mai multe întâlniri.